Uite, m-a venit țăranul. Bă, cum e la tine acolo? Numai din astea aveam. Și pentru mine lucrurile astea m-au transformat și m-au închis. Pur și simplu aveam o carapace din aia. Și m-am apucat de sport și uite că sportul m-a ajutat să mă descoper pe mine, să am mai multă încredere în propria mea persoană și în propriile mele forțe. Astăzi, luptătorul de chei Ioan Cătălin Moroșanu le-a oferit elevilor de la Liceul Teoretic Radu Vlădescu din Pătârlagele o lecție despre putere, discriminare, ambiție, țel și succes. Ce să fiți ambițioși în tot, în orice trebuie să fiți ambițioși. Legea nescrisă a sportului pierde cu bătăi. Ai câștigat continuu, ai pierdut continuu, mai ales. Și așa e și în viață. Toate ușile care mi erau închise, mereu s-a deschis altă ușă sau s-a deschis altă fereastră pentru mine. Sau și mereu am intrat. Ca să câștigi mâine. Da, exact. Tot e cu scop în viață. Acum, mamă, nu trebuie să vă descurajați. Ce faceți? Sunteți pierzători? Toți învingători trebuie să fiți. Cu viața. Cu viața. În fața copiilor, luptătorul a povestit experiențe personale, evenimente nefericite, care l-au ajutat însă să ajungă unde este astăzi. Cum v-ați simțit astăzi la Pătârlagele? M-am simțit extraordinar. Am fost un colectiv de elevi foarte bine instruit, niște profesori extraordinari. Mă bucur că am putut să le împărtășesc o parte din experiența mea și eu am fost o victimă a bullying-ului și sper să le insuflu copilul sau sper că le-am insuflat să aibă încredere în propria lor persoană și că pot să-și depășească orice frustrare și orice problemă. S-au spus multe astăzi. Care credeți că este cel mai important mesaj pentru cei mici? Cel mai important mesaj pentru cei mici este în felul următor. Visează, ai încredere în tine și o să ajungi acolo unde îți dorești tu cu adevărat. Stabilește-ți țeluri înalte, pentru că doar așa vei reuși să devii cineva. Alături de Cătălin Moroșanu a stat și președintele Consiliului Județean Buzău. În primul rând am o mare, dacă vreți, bucurie și satisfacție că am reușit împreună cu Inspectoratul Școlar, Inspectoratul Județean de Poliție să ajungem aici, să ajungem practic cu un mare campion, cu un om care într-adevăr putem să spunem că e ca într-o poveste de asta când filmul bate viața sau viața bate filmul, un om care s-a realizat, un om care a plecat de jos, care la un moment dat, așa cum spunea și el, firesc, era adolescent cu problemele lui și așa mai departe și dacă și-a dorit și dacă a crezut în ceva, s-a putut realiza, iată că el s-a putut realiza prin sport. Și tocmai de aceea am vrut să înțeleagă și cred că au înțeles chiar că mă bucură tare mult pentru copiii au fost receptivi astăzi la Liceul Vlădescu din Pătârlagele. Practic, copiii or să înțeleagă că dacă își doresc lucruri mărețe în viață, le pot realiza, dar le pot realiza prin... nu neapărat numai prin disciplina și prin educația care o primesc de acasă sau de la școală, ci printr-o integrare corectă, dacă vreți, în societate. Povestind despre visul pe care l-a avut atunci când era în liceu, moartea din Carpați a primit și o provocare cel puțin interesantă. Și eu, în adolescența mea, am zis, băi, când o să fiu mare, mă fac polițist. Și mintea mea mereu, din clasa 5-a până în clasa 12-a, mi-am dorit să dau la Academia de Poliție la București, Alexandru Iancuza, și vreau să fiu polițist. Și gândul ăsta mereu l-am avut. Pentru că dacă îți setezi în minte ceva, trebuie să mergi până la capăt. Eu cred că veți ajunge. În condițiile acestea, eu cred că veți ajunge. Nu, și spun și de ce. Sunt încadrări și din surse externe, iar avem corect. Avem o structură care are nevoie de astfel de oameni, e serviciul pentru acțiuni speciale, mascați, cum îl știe toată lumea, unde în special sportivi de performanță sunt încadrați în momentul în care nu mai pot desfășura activitatea sportivă. Dar încă pot îndeplini atribuțiile specifice polițiștilor din aceste structuri. Vorbesc să pun o cagulă, nu știu, să intervin și eu. Eu vă lansez o provocare că poate nu renunțați complet la gândul de a deveni polițist, pe noi ne-ar ajuta foarte mult să vă avem în mijlocul nostru.
Prin acest spirit de glumă, elevii au putut înțelege faptul că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți duce la îndeplinire visele. Da, doamna comisar a spus, dacă vrei să îndeplinești visul, să ajungi în poliție, te angajă la Mascas, la Buzău. Foarte tare, am zis că, băi, o să mă gândesc acum, o să discut doamna comisar să negociem salariul. Nu? În fața celor mici, că niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu este prea târziu și tot ceea ce poți să-ți propui în subconștientul tău se poate îndeplini oricând, la orice oră. Activitatea a făcut parte din campania de promovare a galei Dynamite Fighting Show, care va avea loc la Buzău pe 24 iunie. Mâine, Moroșanu va fi prezent la liceul din Pogoanele și la liceul cu program sportiv din Buzău.